missionaire. Steve.
care se bucură de uzufructul corupției. Am să vă arăt un pic.
Se vou te
Sunt în primărie, după cum spun oamenii din oraș, domnule primar. Nu eu spun lucrul ăsta. Oamenii spun. Cine Dumnezeu a auzit sau unde s-au numărat neuronii? Dacă pentru așa ceva, să o trimit la toate
să trimiți șefului dumneavoastră, domnului Liviu Dragnea. Apropo, să nu uitam să de vorbă cu șeful dumneavoastră de parte. Chiar
totodată să cer scuze că i-am răpit din timp. Accept și trebuie să recunosc că
transformatorul virtute se perpetueze și se perpetueze în altă și în altă greșeală și să ajungem dar sunt multe de discutat aici. Și la ce mă gândeam în timp ce vorbeați, mă gândeam dacă tot ce am venit în politic s-ar apuca să
seja o aporo do voto, que é chifrado,
țară cu anumite favoruri din partea UE, dar mă doresc că se mai poate în acest mod. Procentele sunt
operații militare în diverse zone ale planetei, unde au colaborat destul de bine. Dar, din punctul meu de vedere, care n-am fost capabili să le așteptăm. Acum vorbim că intenționăm și că să facem nu știu ce și că să reușim.
piață de pește. Poate să coste 1.500.000 de euro. Care nu era absolut de mă surprinde. Mă surprinde organele statului, dar cred că nu se
pentru
cosa rispettiva. No. Impoccate le solo verità finutile. Se
devenit a devenit foarte costisitor să se verifice. Se spune. Eu sunt frustrat. Nu pot să îi spun domnului Barbu ca să vadă că eu l-apreciez la justița domnului Barbu.
spunem care este situația reală. Nu ne împiedică nimeni să astăzi pentru faptul că trebuie să se întâmple această schimbare, iar majoritatea, exact ce spuneam mai devreme, majoritatea pe care PSD-ul are în momentul de față în Consiliul Județean, le dă mai departe și dacă ilegalitățile din proiectele de hotărâre sau modalitățile prin care de probleme să fie remediat.
prestabilită, domnule, trebuie să blocăm. Nu. Oricum, majoritatea nici nu poate fi vorba de așa ceva. Dar în același timp putem să arătăm care sunt problemele de fapt ale respectivelor proiecte. Dar revenind la ce spuneam mai devreme, vom analiza fiecare proiect, vom stabili dacă este nevoie să intervenim într-un fel în proiectele respective. Eu vreau să se cred că se va face politică și administrație în același timp sau mai mult administrație decât politică, ca să fiu Yeah.
cele 20 euro care sunt 603 și 611 și ultima perioadă nu pot să cuantific exact, dar cred că trebuia preocupare mai mare pentru ducerea la îndeplinire să caută una la care o pun atunci când lucrurile nu merg bine, trebuie să găsești un vinovat. Și acum s-a găsit vinovat.
în voie să cred că dacă într-adevăr s-au produs greșeli, asta nu le numesc altfel. Nu doar v-ați de un
să mai păcălim o dată electoratul. Și aici vreau să ating o problemă pe care îmi propusesem să nu ating, dar totuși
realiza o minune de
spun așa. Deci,
rompere tot proaspăt. Nici așa te pus în întrebare. Că tu cu ăla s-ar putea să nu ai bani. Așa și la noi, dacă cineva care vine din Noua Guinee, Patagonia, poate să zic că ce bine trăiesc românești.
gândesc că, în primul rând, multe de sănătate. Ei mai doresc multă putere de muncă. Și mai doresc un lucru. Să nu se lasă de păcălit. Pentru că mă uitam după care să rămână
oare celor mai bune proiecte de hotărâre și cele mai bune ține cineva PNL-ul sunt o mis să fie luat în demonstrează de principiul contrarilor. Asta îmi doresc și vom mai sta de vorbă și o să vedeți că foarte bine, dar
achiziția publică nu se poate face dacă nu ai și experiența necesară. Jake.
chestiune pe care și pe mine oamenii nu mai preocupă. Mă te rog.
spus că cel care a donat stomatologia primăriei nu are nicio valoare și de uși poate continua activitatea până la apariția unei hotărâri definitive și revocabile. But